poți spune să cu ce gânduri pentru aceste alegeri prezidențiale? Gânduri de bine. Cu gânduri de bine, cu bună credință, că așa am scris pe afișe, ceea ce înseamnă că sunt gata să pun pe masă 5 ani din viața mea, clipă de clipă, ca să încercăm cu toții și nu eu, fiecare dintre noi, să găsim rezerve, energie, entuziasm, să ne ridicăm de jos. Credeți că oamenii vor ieși la vot duminică? Da, cred că vor ieși, dar... Aveți un mesaj creți... pentru toți, da, alegătorii? Sigur că am, bineînțeles că da. Însă, câți cum, o să vedem. Eu sper cât mai mulți, pentru că principiul este cu cât mai mulți oameni se implică și votul e o formă de implicare, cu atât mai corect o să fie rezultatul final. Că, din păcate, cei mai mulți nu vin la vot și atunci hotărăsc mai puțin pentru mai mulți, ceea ce nu e bine. Nu e sănătos, nu e normal. Trebuie să facem toate eforturile să îi convingem să se iasă la vot. Pe cine vedeți într-un doi? Nu văd pe nimeni. Văd două ființe fără chip, deocamdată. De unde să știu? Nu știe nimeni ce se va întâmpla. Nu, niciun pronostic. Aici nu-i loto, nu e... Nu, nu. Casele, da, asta ar fi o soluție. Dacă întrebați casele de pariuri, se pare că și în alte țări au fost teste de tipul ăsta, rezultatul lor e mai corect decât orice exit poll, se pare. Un singur lucru vă spune de amuzament. La începutul campaniei nu știam chestia asta, nu eram foarte atent la lucrurile astea și la începutul campaniei un moldovan, nu mai știu unde, cineva mi-a zis, domnul Diaconu, vă mulțumesc frumos că mi-ați dat șansa să câștig 30.000 de euro. Cum am zis? Păi uitați, am deschis la casele de pariuri când dumneavoastră erați foarte proscotat, 10 la 1, a zis. Și am luat atunci și am investit, nu mai știu, mi-a și zis cât. Dacă dumneavoastră continuați în felul ăsta, eu câștig 30.000 de dolari. Și am zis, domnule, o să fac toate eforturile să câștig dumneavoastră 30.000 de dolari, dar cred că, mă rog, și alții sper. Ok. Spuneți-vă, rog frumos, cum ar arăta o Românie condusă de Mircea Diaconu ca președinte? Trebuie să vă corectez, reglez, nu condusă, prezidată. Diferența nu se înțelege în România, pe de-a întregul, e și pledoaria mea. A conduce una, e un drumul către Führer, ca să spun așa, conducătorul suprem sau orice vreți, asta este categoria, șef de stat, scuze, tot felul de termen de tipul ăsta, tătuc și mai departe. Nu! Când scrie în Constituție președinte, asta înseamnă a prezida. Deci a fi deschis către toată lumea care stă la masa prezidării tale, egal și nu diferențiat, să dai corect și cu legea în mână și cu regulamentele în mână, dreptul la cuvânt, la apariție, la competență, fiecăruia egal cu celălalt. Ori a conduce înseamnă tu cu ai tăi. Ceea ce s-a întâmplat în România de 30 de ani. Cum ar arăta? Nu știu, nu vreți să vedem? De ce zic asta? Pentru că oricare dintre cele trei părți aflate în competiție cu grupul său politic, cu armata sa politică și de alegători în frunte, ar câștiga această luptă, și zic luptă, deși ar trebui să fie competiție, începe sau continuă, mai bine zis, războiul cu cealaltă parte. Războiul de ieri, de azi, de alte, în continuu, la nesfârșit. Deci, la fel, acești următori 5 ani, în orice variantă ar fi, vorbesc de părțile politice câștigate, o să arate exact ca ceilalți 5 tocmai traversați. Singura variantă de altfel, eu cred, sper și pledez că ar fi asta pe care încerc să aduc atenția publică și care e cea constituțională, cea a păcii, cea a medierii, a relației normale între instituțiile statului, între societate și stat și așa mai departe, cetățean și stat. Asta e zona cealaltă. Aici nu e război. Aici va fi pace, dacă va fi așa. Vreți altfel? Îmi pare rău, trebuie să spun. E varianta pe care o arăt eu. Vreți război sau la fel? E cealaltă, oricare. Dar nici importanță care. Care a fost cea mai interesantă întrebare care v-a fost pusă în toate discuțiile astea cu cetățenii? De la cetățeni vorbesc. Mircea, n-am făcut un top. N-am avut nici timp, pentru că lucrurile se derulează cu o viteză năpraznică. Ajung seara acasă, abia apuc să dorm, dimineața o iau de la capăt. Zilele sunt pline și n-am făcut un top. Poate mai târziu, dar... Toate pot să spun că sunt interesante, în afară de cele care se repetă.
Cele care se repetă, prin repetare, devin neinteresante la un moment dat sau știu deja răspunsul, nu trebuie să mă fac efortul să găsesc o soluție sau un răspuns. La cele nou venite, da, trebuie să storc creierii, cum se spune, ca să găsesc o soluție pe de-a întregul. Însă sunt foarte mult sau des întrebări care exced subiectul chiar. Sunt întrebări câteodată de tip psihologie corectivă, destin național, lucruri de tipul ăsta, care nu mai sunt cele de obicei. De obicei, cine e mai penal pe aici? De-astea. Astea sunt întrebările standard. Sau e bună guvernare, e proastă, creștere economică sau nu, lucruri de tipul ăsta, care, din păcate, nu sunt de subiectul ăsta. Sunt întrebări și pledoariile de cele mai multe ori sunt pe alt culoar, care țin de guvernare, de executiv, de parlament, de concurența politică firească într-o democrație, dar nu de președinție, care este cu totul alt subiect. Asta a fost motivul pentru care am ieșit, de fapt, să încerc să explic aceste lucruri nediscutate și nepracticate de 30 de ani. Dar cum vi se pare impostoare că e la președinție? Faptul că anul acesta sau aceste alegeri au însemnat cea mai slabă, nici nu știu, tentativă de dezbatere publică pentru o candidatură la președinție. Adică... Aici trebuie să fac o precizare. Da, e nu e. Vorbesc la dezbaterea... nivel înalt, la în presa centrală, da, sigur. Pe postele de radio toate, și așa mai nu. Departe. Da, nu e, dezbaterea nu e. Și nu e, dar din două sensuri. Lumea o percepe, ce obțin așa înțeleg eu din discuțiile publice, lipsa dezbaterii sau între candidați. Adică unul cu celălalt, cum ar veni, cu tare, refuză dezbaterea. Asta nici mă interesează prea tare. Norica, vine mai lângă mine, nu mă lăsa singur, că nu mai... Așa. Nu mă interesează prea tare. Uitați de ce nu mă interesează prea tare. Pentru că dezbaterea, dacă înseamnă un candidat cu celălalt, în real, se întâmplă, că se întâmplă de multe ori chestia asta, de cele mai multe ori, stafurile găsesc, nu știu, punctele slabe ale adversarului și atunci întreabă la aia ca să-l pui în curcătură. Deci, până la urmă, trebuie să-l fac de râs sau să-l lovesc pe adversar și el pe mine. Cam aici, dacă asta e dezbatere, mersi, îmi pare rău, nu mă interesează. Deloc. Dezbatere înseamnă să-l duci la târg, să-l faci de râs. Nu mă interesează de niciun fel. Dezbatere, o înțeleg, nu știu, pledoarie deschisă și în atenție maximă publică pe subiect. Eu spun într-un fel, altul spune altfel. Dacă noi ne-am concura și față în față pe pledoaria despre subiect, e minunat. Aia e dezbatere. Și atunci al treilea, care e cetățeanul, s-ar lumina mai mult, ar înțelege exact cam despre ce e vorba. Nu el trebuie să citească fiecare cuvânt, literă și înțeles al Constituției, ci noi care suntem competitori. Hai să discutăm despre Constituție. Asta să fie dezbaterea, nu cât de rău ești tu și ce prostie ai făcut tu nu știu când. Cam așa se întâmplă lucrurile astea, ceea ce e mărunt, ieftin și neproductiv. Dar, din păcate, suntem unde suntem. Pe de altă parte, uitați cât de grav e. Și cred că de fiecare dată a fost cam în felul ăsta. Nu se discută subiectul deloc, ce dezbatere. Nici subiectul nu există. La europarlamentare s-a discutat orice pe lume vreți în afară de acel subiect. Și dacă nici atunci nu discutăm despre relația noastră cu Europa, cu noi înșine, noi Europa, mă rog, șansa istorică sau nu, sau câtă Europa, câtă Românie, lucruri de tipul ăsta, sau măcar instituțiile europene, îmi pare rău, sunt oameni în politica românească de multă vreme și cu funcții mari, care habar n-au nici care sunt instituțiile corect europene și nici ce relații sunt între ele și mai ales noi cu ele. Deloc nu se discută și nu s-a discutat nici acum. Tot așa s-a discutat cine e mai penal cu țara asta și ce procente și ce creștere economică am făcut noi care guvernăm. Păi nu e vorba despre asta, e vorba despre altceva. Atunci trebuie să alegi atunci acel ceva sau un raport cu ce discutăm că ar fi nevoie să fie și în funcție de asta să fie rezultatul. Nu, domnule, nu, e o eșuare de fiecare dată acestui gen de informare publică care ar trebui să apară punctual în clipa aia. Eu de asta am ieșit ca disperatul, pentru că acum ar fi trebuit să discutăm la ce ne trebuie nouă președintele. Ce trebuie să facă el conform Constituției, nu realității, că aici ne încurcăm. Că realitatea ne-a arătat la nesfârșit de 30 de ani cum președinții și primii miniștri se bat unul cu altul, care e mai tare, care e mai puternic, cine să-l învingă, care e șeful celuilalt, chestii de tipul ăsta. Ratare. Astea toate sunt ratare. A anilor, a energiilor posibile, ratare la nesfârșit. De-aia și să încerc să explic că e cu totul altfel. Dacă îți butezi sau nu, poate exista consecința, dar doar ca o consecință, că eu să ajung președinte. Dacă sunt convingător.
Dacă nu sunt, nu sunt. Și... Întrebări. Nu mă lăsați singur, că plouă. Păi, cetățenii la întrebări. Vă rog, dar nu, lăsați. Ce aveți cu presa? Presa întreabă, întrebați și noastră. Nu. Până la, urmă, până la urmă, presa ce face? Reprezintă cetățeanul prin întrebările astea. Când cetățeanul e chiar de față, vă rog, dați presa la o parte. Vă doi ne-ați convins. Aoleu, asta e partea proastă. Asta e partea cea mai proastă. Vreau pe aia neconvinși. Te-am convins? Nu. Întreabă-mă. Comentă faptul că... Vă rog. Să spunem promovare, campania electorală nu prea existat. Da, corect. Despre asta am lăsat de izbeliște de cele două formații politice. Nu mai trebuie. Nu. Aici nu e corect ce spuneți. Uitați de ce, că nu am mizat pe așa ceva și am cerut să nu fie acest gen de, cum spuneți, izbeliște, asta clasică în România. Adică, din păcate, asta e părerea mea. Ce să fac asta? De multă vreme... Da. Succes la legeri. Păi ne-am mai întâlnit de vreo două ori. Succes și fiți siguri că eu vă votez. Mulțumesc tare. Deci s-au instalat niște metode așa de alegeri la alegeri prin România, care mie nu-mi plac și cred că sunt absolut neeficiente. Isteria de campanie cu afișele, de tot. Și mă certau alți prieteni ca și noastră, păi tu nu ești nicăieri, tu nu, de ce nu te ajută sau nu... Nu, nici nu vreau. Am rugat, nici nu era nevoie să rog pe nimeni în precampanie să nu existe isteria asta care supără cetățeanul. Îl jignește de-a dreptul. Arunc bani în prostie pe toți pereții. E un fel de megalomanie scumpă și inutilă și care are efect invers la cetățean. Asta e părerea mea. Și așa a fost. E regulă. Mai departe. Dacă eu pledez ca independent pe un culoar de tipul ăsta, asta este. Eu sunt independent și până la urmă dacă sigla mea este un om, un om vine în fața oamenilor. Nu trebuie cu cete de susținători îmbrăcați în culori care fac cu stegulețe stilul ăsta american, care nu e la noi. Psihologia poporului român este alta. Asta e, știți cum se spune? Se spune la noi ca la nimeni. Atunci, metodele astea din cărțile de marketing politic, mai ales de peste ocean, că acolo sunt mari profesioniști, nu țin la noi. Nici nu e cazul. Și cu asta. De asta eu încerc să fac așa cum cred, cum știu. Iar susținerea de care vorbiți și care ia mai multora, sunt centrale mari sindicale care mă susțin, dar nu-i vedeți pe lângă mine. Nu merge nimeni după mine, liderii respectivelor partide, de fapt sunt trei partide, chiar patru, care mă susțin, nu-i vedeți cu mine. Sigur, mă ajută, logistic înseamnă următorul lucru și e fundamental. Un afiș, e țara, e uriașă, nu pot să pun afișe, nici în satul meu n-aș avea timp să pun. Da, păi peste tot. Și mă ajută. Pe de altă parte, e fundamental reprezentarea în secțiile de votare. E fundamental într-un sistem de vot ca al nostru, care este învechit, depășit, din păcate, și susceptibil de fraude, de tot felul, că și aici sunt profesioniști, riscul e enorm. Și dacă nu aș avea reprezentanți în secțiile de votare, și bineînțeles, acest statut îl au numai partidele parlamentare, drept care există această supraveghere, și organizată și va fi funcțională, este tot ce cer și am nevoie. În rest, eu singur, cum spun eu prostii, pe acolo, sper din tot sufletul să conving pe cât mai mulți cetățeni și să aflăm adevărul duminică. Sper să convinge și tinerii, pentru că știți că da. Ei sunt cei care nu ies la vot. Corect, absolut corect. Tinerii de toate felurile și nu asta e, și nici nu, eu nu împar niciodată, zic că bătrânii sunt răi și învechiți și nu știu ce să ne lase, cum există mentalitatea asta și e absolut tembelă, și să vină tinerii că ei sunt frumoși și așa mai departe. Ce vă spun următorul lucru, natura, universul, știe perfect în fiecare generație să nască atâția băieți și atâtea fete câte trebuie, atâția proști și deștepți câte... Rapoartele se păstrează, nu? Toate generațiile la fel. Deci și la tineri există toate categoriile umane. Perfect, în regulă. Dar față de noi, generațiile mai vechi, care au trecut oarecum, nu știu, prin viață o parte și, nu știu, ai făcut o carieră, ai avut șansa una sau alta sau ți-ai jucat-o cumva, ei sunt încă înainte de startul ăsta, al vieții, al destinului. Nu este atât de nedrept ca lor cineva, chiar voi la un moment dat, să le taie aripile. Aici suntem. Noi ne mirăm sau ne supărăm sau suntem disperați că vor să plece. Păi de asta au senzația că cineva le taie aripile. Unde e destinul lor? Șansa lor la destin. Trebuie să existe. Eu asta încerc să spun și voi încerca să fac dacă îmi dați posibilitatea.
Visul românesc, domnule. De ce visul american? E foarte simplu. Visul american în istorie a însemnat următorul lucru. Că pe spațiul ăla se poate orice. Deci un om are sentimentul că poate să facă avere, poate să își crească în carieră, poate să ajungă președintele Statelor Unite ale Americii. Aici nu există așa ceva. De ce? Pentru că cineva spune mereu, ești prost, ești slab, ești hoț, ești, nu poți, și așa mai departe. Nu poți, nu ești în stare, România nu ești în stare. Dar nu e adevărat deci, pentru Dumnezeu. Deci afară pe cine alegem, că da. Asta a vorbit. Deci nu e adevărat și nu trebuie să fie adevărat. Hai să ne facem destinul nostru, hai să inventăm, să împingem până când va funcționa în mintea noastră întâi și după aia în realitate, visul românesc. Da? Poți să faci orice, poți să zbori până la stele, da. Poți să ajungi președintele României. Poftim, poate că eu, care n-am visat asta, o să ajung președintele României. Și nu, nu știu, armate nu sunt lângă mine, forțe nu sunt lângă mine, bani nu sunt în jur. Un simplu om există șansa să ajungă. Dacă s-ar întâmpla asta, vă dați seama că în mintea atâtor copii și tineri ar fi gândul ăsta posibil? Dom'le, trebuie să vrem să imaginăm că poate fi posibil. Despre asta este vorba. Și atunci, nu știu, fiecare, știți ce e fericirea? Nu știți. Că nu știe nimeni ce e fericirea. Și eu vă spun foarte clar. Pentru fiecare om, fericirea e altceva. Absolut, nu o interpretează, are așteptările lui de la viață. Bun, nu eu trebuie să-i spun eu. Eu stat, eu societate să-i inducă varianta fericirii lui. Asta, cum ar veni pasta, era un banc foarte bun, domnul Ceaușescu, zice, tovarăș, zice, dacă veți munci cincinalul în 4 ani jumătate, nu știu ce, o să mâncați toată lumea carne de porc. Ura! Dacă o să mâncați și mai bine, o să mâncați numai toți carne de vită. Meura! Și am dat, tovarăș, dacă o să mâncați și mai bine în cincinalul celălalt, o să mâncați toți carne de iepure. Și unul de acolo zice, tovarăș, dar eu nu mănânc carne de iepure. De acolo, o să mănânci! Adică fericire e ce spun eu. Și o mănânci că spun eu. Nu e adevărat, de niciun fel asta. Deci au dreptul la vis. Toți oamenii au dreptul la vis. Cum crede ei de cuvință? Noi însă, ceilalți, trebuie să avem grijă, să facem toate eforturile, climatul trebuie să fie de așa natură, legalitatea, comportamentele, entuziasmul, morala publică, toate să fie funcționale și într-un mediu adecvat și prielnic, crește și acest lucru, ca într-o sămânță, o sămânță pusă într-un pământ sănătos. Asta este, ea funcționează la fiecare în felul lui. Da, dar pământul trebuie să fie sănătos. Pământul e treaba noastră, ăla în care pune el sămânța, ăla micul. Și eu am copii, am nepoți. Da, ai mei nu vor să plece afară. Și au vise și paravise. Aici. Aici? Păi aici să vă spun un lucru simplu pentru Dumnezeu. Afară, toate culoarele de inițiativă, de dezvoltare, dacă vreți, de business, sunt ocupate. De atâta vreme tot asta fac. Unde să te mai bași și tu? Aici sunt libere. Atâtea culoare libere de inițiativă sunt în România. Nu vă imaginați. Nici n-ai concurență. Nu, plecăm afară. Băi, frate, aici. Da, da, există, trebuie să fie prielnic domeniu. Birocrația, mai ușor. Eu așa îl denumesc. Reforma ghișeului. Deci trebuie să facem reforma ghișeului. Ghișeul trebuie să devină prietenos cu tine. Să te ajute, nu să te împingă, să te umilească. De niciun fel. Relația statului cu cetățeanul trebuie reglată la corect. Iar acum e falsă, e întoarsă pe dos. Cetățeanul are sentimentul că statul îl disprețuiește, îl marginalizează, îl ține într-un colț, ești un fâs, cu asta basta. Nu e așa. Trebuie să ajungem în punctul în care senzația, certitudinea și realitatea este că cetățeanul e egal cu statul. Egal cu statul. Pentru că dacă nu funcționează reciprocitatea asta, drepturi și obligații reciproce, că nu de la tine, numai de la tine cetățean, ci de la stat trebuie să vină și să simți că vine înapoi. Atunci să merite lucrul ăsta, schimbul ăsta și să ai încredere în el. Și atunci e regulă, ne apucăm de treabă. Facem, construim, fiecare ce vrea, ce simte, nevoie. Și poate să crească România având rezerve, tot ce vreți, și sub pământ, și în capul oamenilor, și peste tot. Dom'le, școala românească e proastă, apropo de tine. Cum e școala românească proastă? Dar cu olimpicii aia de unde a venit? I-a importat cineva? Nu s-au născut până culea, pe culea, pe culea, pe culea, pe unde? Și pe la țară, și pe la Oraș, și până... Nu numai București, nu numai... Da, peste tot să nasc olimpici, domnule. Păi, și atunci, despre ce vorbim? Da, școala românească e bună. Sigur, poate fi și mai bună. Reglăm să fie și mai bine. E regulă. Dar nici așa să cădem în depresie totală toți. Pentru că cineva ne zice, nu sunteți în stare. Nu sunteți în stare. La toate nivelurile se spune chestia asta.
când președintele nostru spune România nu este pregătită, ceea ce nu înseamnă România nu este în stare, să conducă, să facă președinția Uniunii Europene, așa, Uniunii, Consiliului Uniunii Europene, păi când spune chestia asta președintele tău și finlandezii alături, că noi eram de față acolo, finlandezii care, mă rog, urmau cifrul următor după noi, am zis, de regulă, nu sunteți în stare, nu facem noi, pentru că voi nu sunteți în stare. Ce reflex public și european a funcționat pe loc? Românii nu sunt în stare. Nu? Asta s-a dus? Și ăsta e președintele nostru, ați înțeles ce spun acum? Deci președintele nostru care trebuie, nu știu, să te maseze când ți-e greu, să te mângâie când te doare, să te ajute când te-ai împiedicat. Asta e rostul unui președinte, nu să te împiedice, să zice ești prost din înălțimea sa, firește. Ești prost, nu ești în stare de nimic, ești incompetent și hoț. Nu mai doar. Doamne, nu, uite ce se întâmplă, mă enervează rău chestia asta cu corupția. Se fură peste tot, da? E în regulă. Eu am făcut matematică la Câmpul Lung și am învățat teoria mulțimilor. Uite așa cred eu că este. Dacă corupția este hoție, este? Hoție, da? Greșesc că e o hoție. Bun. Hoția este mulțimea. Iar corupția este inclusă ca mulțime, este o mulțime inclusă hoției. Deci toată mulțimea de hoție nu-i tratată, dar mai mulțimea aia mică este, atunci înseamnă că ai tu o chestie cu asta, o folosești la ceva, e ceva special. Nu, domnule, trebuie să tratezi hoția oriunde și oricum ar fi ea, peste tot, ceea ce înseamnă competențe. Păi pentru corupție, competențele sunt câțiva, nu știu, câți 100 și ceva, 190 de procurori din 4-5 mii de procurori. Nu, domnule, toți trebuie să aibă competența de a atinge hoția unde s-a petrecut în clipa aia. Și cu asta basta. Iar organisme de tipul ăsta, specializate, de nișă, și de top, au făcut numai mari dictatori. Vezi Hitler cu SS-ul, vezi Stalin, deci ușa în departe. Tribunalele poporului din anii 50, lucrurile astea, știți? Instrumente cu care ucizi, modifici destine, controlezi, asta este. Ori îmi pare rău, despre asta vorbim, sau trebuie să vorbim și azi, aici în România. Încă n-am scăpat de ele. Deci sunt atât de multe treburi de făcut. Ca acest climat de care spun să fie pământul sănătos, în care să punem semințe și să crească. Visele copiilor, ale oamenilor, hai bă să trăim și noi normal, domnule, că merităm. Cam asta spun, nu spun nimic altceva, nu vreau nimic, domnule. Am spus eu politică? Când spun asta e politică? Nu e. Politica e parlament, domnule. Procente, lupte, concurențe, doctrine. Președintele nu are doctrină, domnule. Dacă are doctrină, devine dușmanul instantaneu al doctrinei adverse din parlament, din politică. Instantaneu. Și nu are comunicare, nu are cum, dacă el are doctrină. Nu trebuie să ne aibă nicio doctrină. Dar nu sunt, da. Mai trește mama, aia 96. Deci, vă trageți din Grigore Rusu, îl bătrân? Da. Din Grigore Rusu? Da. Grigore Rusu, domne, făcea zidărie. Da. Făcea de toate, vedeți? Și îl cheamă bunicul meu să facă, și eu aveam, nu știu, clasa 3-a, 4-a, să-l ajut pe ăsta. Și îl cheamă să facă zidul. Că aveam un grajd în care crescuseră caii, nu știu ce, nu știu ce, și vede că nu mai aveam decât o vacă și o bicicletă. Tata zice, hai să facem un zid, să despărțim vaca de bicicletă. Atunci ăsta a venit să facă zidul. Ea stătea pe scaunel și făcea zidul din cărămidă cu pământ. Îl lipea cu pământ. Și băga, avea și o țigare, de-aia o făcea așa, și o punea aici. Și povestea din război. Și eu lângă el. Dădea maia, nu mănânc. Dom'le, zidul ăla, uite, e și strâmb și așa, și așa. În toate felurile strâmb, stă în picioare de 60, aproape 70 de ani, 60 ceva de ani de când eu... Stă în picioare de n-are treabă, vei cu ei strâmb. Ei, și când, și mă uitam la țigara lui, că mergea și zic, acum l-arde. Nu, în secundă, ultima secundă, o punea pe alaltă și o limpea de alaltă. Iar o băga în locul de lui. Niciodată la... Grigore Rusu, care trebuie să fie bunicul lui. Cred că e bunicul lui, cam așa. Lasă-l în pace. În fine. A fost cum era în clasă, cu Sandu. Cu Sandu, da. Cu Sandu. Domn Popescu, domnul Taigăr, mi-a fost Popescu mie. L-am învățat. Tata, Nica. 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 Tata
sănătate de familie și asta sunt. Asta sunt, cu asta mă ocup și nu scap nimic. Da. Și e adevărat că nu dictez nimic, așa asta și cu familia e o problemă. Că dacă cineva dictează, nu e bine. Nici acolo. Nici acolo. Dacă veți ieși președinte, cum o să-i determinați pe tineri să nu mai plece din țară? Și prin ce? Nu trebuie să-i determine nimeni, nu. Ca o consecință a ceea ce facem noi, concluzia trebuie să fie a lor, altfel e, orice formă de obligare este interzisă, este absurdă. Mai ales că trăim într-o lume asta, faptul că suntem în Uniunea Europeană este senzațional, este o șansă istorică care eu pot să o cântăresc, dat fiindcă vin din anii 40 și am trecut prin niște etape monstruoase în țara asta și știu ce înseamnă. Este uluitor faptul că suntem acolo. Asta spun. Și dreptul, apropo de tratate și restul, dreptul la liberă circulație este sfârșit. Și deciziile sunt ale lor, fără discuție. Și nu trebuie să-i convingi cu vorba, ci cu fapta, în sensul că, nu știu, se uită și decid. Unde vreau eu să trăiesc? Ori dacă aici nu pot, simt că nu pot sau că nu le place, sigur că sunt. Deci facem orice cu putință să le placă și să vrea aici. Acum, este principiul vaselor comunicante și asta nu pot să-l contradică nimeni. Și când se face nivelul așa, se varsă așa. Și dacă încerci să aduci nivelul așa, se varsă invers. Și după părerea mea, despre asta e vorba. Trebuie să ridicăm nivelul ca să se verse înapoi. Pe cale naturală și nu altfel. Vă ziceți, ce e aia nivelul? Păi să vă dau un singur exemplu. Cred că o săptămână în urmă ascultam radio în mașină și aflu statistică europeană, europeană, nu românească, productivitatea muncii în România a crescut la 68% din media europeană. Și eu vă rog frumos să comparați media europeană a veniturilor cu media românească a veniturilor și să aplicați procentul ăsta. 68%, în mod normal, productivitatea muncii trebuie să fie proporțională, nu? Venitul să fie proporțional cu productivitatea muncii. Și o să vedeți că diferența este uriașă, nu așa. Veniturile sunt la pământ. Ceea ce înseamnă, într-o economie de piață liberă, cum se pretinde a noastră, unde mecanica asta e naturală, firească, nu dictează nimeni, nu forțează nimeni, nu există mercuriale sau forțări de preț, nimic. Deci ea trebuie să funcționeze așa. Înseamnă că cineva o ține jos. Că ține veniturile românilor jos. Deliberat. Și există o concepție la vârf politicii românești de tipul ăsta. O detest. Fie următoarea. Nu, veniturile românilor trebuie să fie jos, că altfel ne pleacă investitorii. Deci în clipa care intervii într-un mecanism de ăsta, într-o lume civilizată, într-o țară normală, nu ai voie să intervii în mecanismul ăsta. Că ele sunt naturale, așa și firești. Dacă nu, sunt tot forme de opresiune, de orice fel. E nedrept chestia asta. Și atunci, eu zic așa, nu pleacă nicio companie străină. Dacă noi reglăm sau lăsăm să fie reglat venitul omului cu productivitatea muncii lui. Cine câștigă? Exact patronii. De ce? Pentru că ăștia muncesc și mai bine și din ce în ce mai bine, pentru că sunt motivați. Și atunci profitul muncilor se duce la ei. Deci nu pleacă nimeni. Nu. Sunt lucruri naturale. Atunci cine ține? Ori sunt proști ăștia de sus, ori manipulări de tot felul, ori intenția pur și simplu de a ne crea senzația asta de slugă, ireală. Asta e nereală. Da, puțin mai devreme spuneați că președintele trebuie să se implice. Dumneavoastră, cum vă veți implica ca președinte? Nu, simplificat și nu e așa. Ce înseamnă implicare? Deci, implicarea președintelui trebuie să fie în zonele sale de competență și de neutralitate și nepartizanat politic. Dacă implicarea lui este în zona politică, este dezastru. Ceea ce se întâmplă de 30 de ani. Implicarea lui trebuie să fie în orice alt domeniu, în afară de cel al politicii. Ce înseamnă implicarea lui? Sau, mă rog, atribuția lui principală? Echilibru între părți. Într-un sistem mare, ca o țară, cum suntem noi, cu instituții, cu societate, cu politici și așa mai departe, tot ce mișcă și se mișcă pe teritoriul ăsta, sunt reguli, sunt legi, competențe, separația puterilor în stat, la nivelul cel mai înalt și așa mai departe. Dacă undeva se strică un echilibru, pe tot sistemul apar dezechilibrat. Pur și simplu derută, confuzie, risc, crize.
Deci grija lui principală este să nu se strice raportul între aceste structuri pe care mai decare. Bun. Implicare. Ce înseamnă implicare? Când eu spun, dacă eu încerc să pledez pentru implicare, spun următorul lucru. Nu așteptați de la mine că sunt un singur om. E nevoie să ne implicăm toți, toată societatea, fiecare cetățean, fiecare ce poate, cât poate. Deocamdată stau, societatea stă și așteaptă cu brațele crucișate și dezamăgită, așteptând binele, rău, de la lumea politică, care dezamăgește cum ar veni. Greșit profund. Deci fiecare trebuie să aibă o treabă. Fiecare să muncească în felul lui, pentru un bine general. Și asta președintele poate să facă, să ceară implicare tuturor cetățenilor, fiecare cum poate, pe munca sa, pe meseria sa. Și nu, nu știu, blocajul ăsta care e între părți. În sensul ăsta implicare, nu altfel. Că el nu se implică el. Eu cer implicarea tuturor, conform legii și mai departe, și regulilor. Dar nu e vorba de implicarea mea, să-l iau și să-l duc sau să spun tu ești afară, tu intră înăuntru, tu nu ești competent și mai departe. Nu este voie ca președinte să zici vreo secundă sau să gândești vreo secundă despre un om din țara asta că e incompetent. N-ai voie să umilești pe nimeni. Am auzit discuții publice care m-au enervat până în cer. De genul, zicea un intelectual celebru, în România ar trebui să nu mai voteze ăștia care n-au nici măcar liceu. Deci în clipa aia, noi suntem deștepți și sunt unii proști care ne încurcă. În lume, un om egal un om. Orice om se naște cu tot ce trebuie să aibă un om. Demnitate, orgoliu, toate cele. Talente și mai departe. Unii puteți să se dezvolte pe o cale, alții pe altă cale. Și dacă luăm pur și simplu un test și luăm pe intelectualul respectiv și îl punem în fața cărui alege un om de pe stradă, oricare. Și o să vedeți că sunt subiecte sau lucruri pe care intelectualul nu le știe, nu poate să le facă, nu știe să le facă, iar ăla știe. Mereu e ceva ce tu nu poți sau nu știi să faci, iar altul știe, domnule. Păi vine un zugrav și face o chestie, nu știu, o chestie de genul că tu nu poți să faci. Și tu ai 10 cărți, doctorate, tot ce vrei tu. Nu, nu ești în stare să faci aia și nu o știi. Am cunoscut un strungar la un moment dat, la Mecanică Fină București, când aveam mașina mea veche, cum așa, acum, mă rog, și mă duceam acolo să-mi fac piese, să nu știu ce. Omul ăla era strungar și asta făcea. Dom'le, citise, cred, de neimaginat de mult. Știa totul despre orice. Un om mai cultivat ca ăla n-am pomenit, pur și simplu. Numai Țuțea, când l-am văzut pe Țuțea la tine, l-am căzut pe spate, zis, ăsta e geniu. Dom'le, erau incredibil și era un strungar. După teoriile astea, ăla e un strungar și eu sunt dita mai academician. Nu ai dreptul să faci asta. Ce le transmiteți argeșenilor pentru 10... Dom'le, eu zic să nu stea acasă. Să nu stea acasă și atât. Și să facă ce cred de cuvință, pentru că eu mă tem că asta e ultima clipă. Dacă nici trenul ăsta nu e cel corect, s-ar înge praf. Peste două zile este ziua votului. Toți argeșenii, din punctul nostru de vedere, având în vedere faptul că sprijinim pe Mircea Diaconu, eu și colegii mei, echipa ALDE, ne dorim ca să iasă cel mai bun. Noi considerăm că cel mai bun ar fi Mircea Diaconu. Pentru că, așa cum ați văzut și dumneavoastră, este alături de noi în momentul acesta, este un om popular, este un om din popor. Ne așteptăm ca prezența la vot de duminică să fie mare, pentru că doar așa putem contracara calculele sau numărătoarea care poate fi greșită la un anumit moment. Deci, vă așteptăm pe toți la vot. Să votăm pe cel mai bun. Singur nu, dacă ieșiți din casă, da. Și tu, alea, că nu m-am auzit cu ce așa fac. Da? Dacă poate, dacă nici. Nu mă poate, mă, dacă... Da, și mă la notă e așa. Dacă stau la notă. Singur l-a chemat. Da. A zis, ia, vezi, ia liberali.